cât de dudă pot să fiu să fi filmat clipul meu nou pe săptămâna asta și să uit să-mi conectez microfonul la cameră și să trebuiască să mai filmez încă o dată pentru că se auzea oribil cu vâzituri și alte chestii de genul ăsta și sper că acum microfonul funcționează. Hello, eu sunt Anca. Și voi mâine se termină vara și acest clip nu are absolut nicio legătură cu vara, așa că habar n-am de ce am zis chestia asta, dar nu contează. Stăteam zilele astea și mă gândeam că fiecare dintre noi în viață are parte de momente în care tot ce dorește este ca un vulcan să explodeze și din acel vulcan ei să erupă și să ajungă prin acea erupție până în partea cealaltă a planetei sau chiar a galaxiei și să rămână acolo sub o piatră și să nu îi mai vadă absolut nimeni niciodată. Așa că astăzi vă voi vorbi despre câteva astfel de momente în care noi avem acel sentiment, momente micuțe care se întâmplă tuturor în viața de zi cu zi. Este inevitabil ca ele să nu se întâmple. Mie mi se întâmplă. Deci probabil că și ție ți se întâmplă, în ciuda faptului că cele mai penibile momente care se întâmplă vreodată se întâmplă mie. Ta-da! Numărul 1! Atunci când vrei să bați palma cu cineva și rămâi cu palma în aer și acea persoană nu își dă seama că tu vrei să bați palma cu ea, adică probabil se gândește că tu vrei să mângâi praful care se împrăștie prin aer și tu stai cu palma spânzurată mult timp fără ca să primești un răspuns. Păi nu pot să cred că am făcut proiectul ăsta, dar nici mie e așa de fericit, Doamne! Numărul 2. Ușile care au clanță pe ambele părți. Știți că la supermarkete sau la alte magazine din astea așa mari, cu ușile transparente, au pe ambele părți, cred că tot clanțe și chestia aia de care tragi sau împingi, știi? Și mi s-a întâmplat de câteva ori să merg la un supermarket din apropierea casei mele și să fac cumpărăturile și atunci când ies să mă panichez că nu pot să ies pentru că scrie împinge, știi? Și împing, împing. Și încerc să împing și nu pot să deschid ușa și fix atunci pe partea cealaltă că altcineva intră, deschide cu ușurință cealaltă ușă pentru că erau două uși, știm, și una din ele era fixată acolo să stea și eu de aceea, de aia de acolo împingeam, dar nu-ți putea să nu împing de cealaltă, știi? Sau mai este faza cu ușile atunci când scrie trage și tu împingi sau invers. Numărul 3. Când ieși din casă, fără să spese de cum arăți, că te duci până la magazinul de după colț ca să-ți cumperi ceva să mănânci pentru că mor de foame, că nu-ți dă nimeni de mâncare acasă și ți-e lene să-ți gătești, așa că trebuie să-ți cumperi. Și fix atunci, când ești nearanjat, nemachiată, dacă ești fată, nu-ți pasă de cum arăți, ți-ai luat primul tricou pe care l-ai văzut, te vezi cu crush-ul tău. E inevitabil. Tot timpul când nu dorim ceva, se întâmplă. Și în temă cu aceste momente, cei de la Farme, cu care știți că am o colaborare, luna asta s-au gândit să-mi trimită câteva produse, cu ajutorul cărora să supraviețuiesc în luna august, știți, trusa de prim ajutor. Și mă gândeam să vă arăt și vouă ce am primit de la ei, pentru că unele dintre ele sunt esențiale în viață, în special pentru a evita aceste momente de care vă vorbesc eu în acest clip. Primul produs este din gama Cerul Vital H3 Derma Plus, este loțiune solară SPF 20. Despre astea am mai vorbit la începutul verii într-un clip și sunt super încântată că am mai primit încă una pentru că am terminat-o pe aia. Că după cum vedeți, vara asta am cam prins culoare și dacă nu foloseam astea, m-aș fi copt, m-aș fi înnegrit ca o plăcintă la cuptor, ca o negresă și aș fi explodat pentru că aș fi stat prea mult timp la cuptor fără să am protecție. Un deodorant din gama Cerul Vital H3 natural și ținând cont că este vară și ținând cont că suntem înconjurați de atâtea situații, ăsta este esențial, mai ales că este super cald afară și trebuie să supraviețuim, bine, nu doar vara, pentru că poate fi folosit de-a lungul întregului anului. O cremă hidratantă pentru picioare din gama Cerul Vital Happiness, o gamă despre care v-am mai vorbit în clipurile de anul ăsta și din nou, ținând cont că este vara, este foarte cald afară. Da, deci cred că cei de la Farming mi-au auzit strigarea din urmă câteva clipuri în legătură cu faptul că eu habar n-am ce să mai fac cu părul meu, că niciodată nu stă, așa că mi-a trimis un șampon care a venit ca o adăugare perfectă la produsele pe care vi le-am prezentat luna trecută în clipul de aici. Pentru păr fragil și scalp sensibil și chiar mi-a făcut părul mai moale și e perfect pentru mine pentru că mie cade foarte tare părul. Și un ger de dus tot de la Cerul Vital. Ce număr am rămas? 4! Când încep să zici un banc și la mijlocul lui îți dai seama că ai uitat cum se continuă și care e partea amuzantă din banc. Și tu stai acolo și încerci să zici lumii, lumea așteaptă și nimeni nu râde pentru că tu ai uitat bancul, pentru că
Ești fraier. Cred că trebuie să încetezi cu număratul. Atunci când începi să râzi fără motiv pentru că ți-ai amintit deodată ceva amuzant și ești în niște circumstanțe sociale, ești în oraș cu niște prieteni sau cu niște mai puțini prieteni care nu te cunosc foarte bine și tu deodată începi să râzi așa. Și aici sunt două posibilități. Ori acele persoane vor crede că tu ai nevoie de un control psihologic, că ești total nebun / nebună și că auzi voci în capul tău și că ai început să râzi odată cu ele sau că ai găsit ceva amuzant în ceea ce au zis ei când ei nu au zis nimic, absolut deloc amuzant. Vai, deci am atâtea probleme acasă, m-am certat și cu părinții și toate chestiile astea și... Sau ca să te ajute să treci pe această situație, vor începe să râde și ei cu tine, de râsul tău în principiu. Și așa se poate transforma un moment destul de penibil într-un moment fain, când toată lumea râde și toată lumea e fericită. Atunci când ești într-o zonă aglomerată și mergi și din greșeală, atingi o parte a corpului a cuiva care trebuie să rămână neatinsă cel puțin de tine și nu trebuia ca mâna ta să ajungă vreodată acolo. Dar în situații de genul, coborâri din autobuz, știu și eu, nunți, mormântări, petreceri. Când ai căștile în urechi și începi să cânti pe stradă sau oriunde, melodia pe care o auzi acolo, dacă cânti încet, oamenii care te vorbesc vor crede că tu vorbești singur. Putine! Și din nou, ai nevoie de un control psihologic. Bine, aici mai există și posibilitatea ca să cânti tare și oamenii să creadă că ai nevoie de un control la gât, că poate te doare gâtul și ai ceva în gât pentru că ești total la fond, de fapt, dar nu contează. Și următorul moment care cred că atinge apogeul acestor momente inevitabile și penibile este atunci când trimiți un mesaj cui nu trebuia să-i trimiți. Să zicem că ești foarte apropiat de o anume persoană și cu acea persoană îți permiți să scrii cumva așa, mai cu prescurtări, cu chestii, cu trestii și ajunge mesajul cu scrisul ăla tău, cocălăresc și chestii la, să zicem că ești pe WhatsApp, la un grup care n-are nicio legătură cu tine sau la o persoană cu care n-ai mai vorbit de mult, dar care deodată ți-a zis salut și tu îi scrii toate acele detalii cu acel tip de scris care îți provoacă boli. De ce? Măcar ai grijă să nu faci chestia asta, pentru că poți, de exemplu, să divulgi detalii importante despre viața ta și să ajungă alea la persoana care nu trebuie și nu, te rog, termină. Și cam astea au fost câteva din momentele pe care le-am găsit eu. Dacă mai aveți și voi astfel de momente și sunt sigură că ați trăit și voi astfel de clipe, lăsați-mi la comentarii alte momente inevitabile și penibile de care ați dat voi în viața de zi cu zi. Și, de asemenea, dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-i dați un like și să vă abonați canalului meu dacă vreți să vedeți mai multe punclipuri noi în fiecare sâmbătă. De asemenea, îl puteți distribui prietenilor voștri pe Facebook. Eu am fost Anca. Încă sunt Anca. Nu mai spune. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și până data viitoare, adios!